Într-un clasament național realizat în funcție de numărul de medii de 10 obținute la evaluarea națională din acest an, Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare se situează pe locul 7. În același top, pe locul 9, se află Școala Gimnazială George Coșbuc, Sighetul Marmației. Rezultatele finale obținute de elevi la evaluarea națională 2019 vin cu 459 de medii de 10 la nivel național. Față de notele inițiale, contestațiile au adus medii maxime pentru încă 30 de elevi. În județul Maramureș, la evaluarea națională din acest an au fost 13 medii de 10 în 7 școli gimnaziale, printre care Colegiul Gheorghe Șincai, care are 5 din cele 10 medii. Pe pagina de Facebook a Instituției de Învățământ se precizează că locul 7 este o mândrie pentru Liceul Băimărean. Mâine 2 iulie va începe cea de-a 5-a ediție a programului educațional Astronomicus, tabără de știință și școală de vară, organizat de Complexul Astronomic Baia Mare și dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani. Programul se va desfășura între 2 și 25 iulie, în zilele de marți, miercuri și joi, între orele 9 și 12, pentru grupa de vârstă 6-10 ani și între orele 12 și 15, pentru grupa de vârstă 11-15 ani. Taxa de participare este de 8 lei pe zi. Ecotaxa pentru pungi din plastic se majorează de la 10 bani la 15 bani pe bucată, a decis guvernul, care a aprobat la propunerea Ministerului Mediului un proiect de ordonanță de urgență pentru reducerea consumului de pungi din plastic. Pe lângă creșterea cuantumului ecotaxei, noile prevederi obligă taxarea oricărui tip de pungi din plastic, indiferent de grosimea sau forma lor. Sunt exceptate de la plată alternativele ecologice, biodegradabile și compostabile, ca de exemplu produse din amidon sau celuloză.